a venit vremea să scriu cărți legate de anumite evenimente. M-am gândit că poate așa voi reuși să pătrund mai ușor în lumea celor care mai sunt interesați și îndrăgostiți de carte. Pentru că de multe ori am stat și m-am întrebat dacă n-ar fi mai bine să fiu cultivator de ceapă. Pentru că dacă Dumnezeu îți dă un an bun, ceapă de pericei. Am văzut că kilogramul este 10 lei. Păi 3 kilograme cu o ploaie bună peste vară, două, nu cum a fost anul ăsta cu secetă, le faci ușor. Și 300 de kilograme le faci ușor cu o muncă nu tocmai grea. Și atunci poate că ar merita să fiu cultivator de ceapă, de pericei, decât să fiu scriitor de cărți. Dar pentru că toată viața mea n-am știut să fac altceva decât să iubesc cărțile, decât să ajung în lumea cărților așa ca și un aproape un fanatic și să le iubesc din calea afară de mult, am zis că eu nu o să pot să vând ceapă, și toată viața mea o să scriu cărți. Și cum am aflat că din istorie anul acesta se va sărbători în țară 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu, m-am dus spre documente ca să găsesc anumite lucruri inedite despre Avram Iancu și să scriu o carte despre el. Și mare mi-a fost uimirea când am descoperit că nu moții sunt cei mai apropiați de către Avram Iancu și de trupul și de sufletul lui, ci 4-5 maramureșeni. Așa am descoperit că primului profesor de latină și de română a fost protopopul de Zladna Grigore Mihali cu rădăcini în Borșa Maramureșului. Capitanul aghiotant care l-ajuta să recruteze tinerii în armata lui, care s-a ridicat la un moment dat la 100.000 de moți, a fost Mihail Andreica, cu rădăcini din Borșa Maramureșului, că cel mai bun prieten al lui Avram Iancu a fost avocatul Ioan Buteanu, născut cu 2 ani mai repede decât Avram Iancu în sichetul Marmației. Ei, de acest personaj, Avram Iancu se leagă extraordinar de mult, pentru că el moare în timpul Revoluției. Și pentru că după Revoluție, Avram Iancu a primit 4 decorații și de la țarul Rusiei, și de la împăratul de la Austria, dar și de la sultanul Turciei, din perioada respectivă și de la un prinț din Muntenegru, atunci când s-a ridicat o statuie în memoria lui Ioan Buteanu, se întâmplă cu 2-3 ani de zile, în 1868, în 72 Avram Iancu moare. Și atunci noaptea se duce și descoperă mormântul lui Ioan Buteanu, și își așează medaliile care i le-au dat marile personalități ale istoriei Europei. Ar fi spus, cei apropiați spun că ar fi spus Avram Iancu că el le merită, pentru că el a murit în timpul Revoluției și că el n-are ce să facă cu ele. Dar o altă poveste teribil de frumoasă este cea a protopopului de Roșia Montană, Simeon Balint, cel care l-a logodit pe ascuns cu fiica cea mică a protopopului de Sladna Grigore Mihali pe Avram Iancu. Ei, această poveste de dragoste neîmplinită se regăsește în paginile acestei cărți. Însă mi-am dat seama că nu va avea succes un subiect chiar inedit despre Avram Iancu în zilele noastre dacă poartă numai semnătura mea. Și am zis că pentru acest eveniment, 150 de ani de la moartea lui, ar fi ideal dacă aș publica și prima monografie
al lui Iosif Șterca Șuluțiu, un prieten foarte apropiat al lui Avram Iancu, coleg de școală, coleg de clasă cu el și mai ales acest Șuluțiu ajunge la un moment dat să conducă Asociația Culturală, Asociațiunea Culturală de la Sibiu, Astra. Și este și perioada când el, într-un moment istoric foarte greu, în 1897, publică prima biografie a lui Avram Iancu, care este atât de sinceră și de frumoasă, încât am zis eu că ar fi păcat să nu o cunoască și copiii zilelor noastre. Mai ales că acolo sunt niște povești de învățătură deosebit de interesante. Mă voi opri la una dintre ele. Este vorba de prietenia dintre Avram Iancu și un revoluționar ungur pe nume Paul Bașvari, care vine să-l viziteze în Munții Apuseni. Și se împrietenesc și înainte de a pleca din Munții Apuseni, Avram Iancu îl duce și arată locul numit La Fântânele. Și Vașvari spune: Doamne, ce țară frumoasă aveți și minunată! Dacă aș fi un lord englez bogat, mi-aș cumpăra o bucată de pământ aici, mi-aș ridica un castel și aș prefera să mor. În anul 1849, Vașvari vine în fruntea a 3.000 de soldați maghiari și îl caută pe Avram Iancu, pentru că, după cum ne spune istoria și după cum știm din istorie, deja era o bătălie pe viață și pe moarte între maghiarii și românii din Transilvania. Este ucis în bătălia respectivă, el n-ajunge să se confrunte cu Avram Iancu și cineva apropiat îi spune lui Avram Iancu: prietenul tău maghiar, Paul Vașvari, a fost ucis. Atunci Avram Iancu se duce, îl ia în brațe, îl strânge la piept și le spune celor din jur: de ce l-ați ucis? Era atât de tânăr și de frumos. Aș da jumătate din viața mea să-l pot reînvia. Ei, asemenea povești, dacă le-am găsit în manualele de istorie, am vedea că putem să învățăm ce înseamnă toleranța față de un neam, față de o națiune, una față de alta, chiar și în clipele cruciale ale istoriei, când tot oamenii politici ne pun să ne luptăm unii împotriva altora. Ei, cu această carte am reușit, aș putea să spun eu, să creez o anumită poveste. În jurul ei am creonat un spectacol cu o trupă de balet de la Borșa, din orașul meu natal, și m-am dus să prezint această carte în vreo 20 de așezări din Transilvania, din Banat, din Satul Mare, din Maramureș. M-am întâlnit cu vreo 5.000 de copii. Unii chiar au plâns la spectacol. Mă aduc aminte, în teatrul din Deva, copii de la două instituții școlare de mare ținută, de la Liceul Pedagogic Regina Maria și de la Colegiul Național de Cebal, i-am văzut cu lacrimi în ochi la acest spectacol. Și am zis: iată că generația aceasta este tânără, este sensibilă și nu trebuie decât să venim în fața lor, nu cu lucruri plictisitoare, ci să le creăm mici spectacole ca să-i facem să-și iubească istoria acestui neam. Am fost invitat la o emisiune la televiziunea din Cluj și reporterul m-a întrebat: dar ce le spuneți, domnul Mihali, timp de o oră copiii stau nemișcați și sunt foarte receptivi? Și mi-a trecut pe moment și am spus următoarele: dragul meu, le spun acestor tineri că Avram Iancu a fost unul dintre cei mai mari eroi ai neamului românesc. A fost un fel de Crist al Carpaților, care n-a dorit nimic pentru el, ci a făcut totul pentru fericirea nației sale și a neamului său.
Ei și le mai spun că politicienii de azi nu doresc nimic să facă neamului și poporului său, ci își doresc să facă totul pentru ei și pentru interesele lor. Și de asta mă ascultă tânăra generație, pentru că le-am adus un personaj din istorie care nu seamănă cu oamenii politici ai zilelor noastre. Într-un timp am mai avut un gând care încet, încet am renunțat la el. Mi-aș fi dorit ca să pot într-una din zile, prin cineva care este în Parlamentul României, să așez această carte pe masa fiecărui deputat și senator, ca să se trezească în ceasul al 12-lea sub semnul lui Avraam Iancu. Se pare că va trece anul acesta comemorativ și cartea nu va ajunge pe mâna politicienilor, dar a ajuns pe mâna unui copil din Munții Apuseni, care sfios în localitatea Horea am prezentat cartea. Casa de cultură de acolo este din lemn, arată ca un fel de altar de biserică. Și am văzut pe copiii aceia atâta de sfioși, de roșii în obraj, de curați, care au coborât și au ascultat cu atenție toată povestea noastră despre Avraam Iancu. Și l-am întrebat pe copilul acela, câte cărți ai acasă? Și el a zis așa, dacă dau toate manualele, nu mai am nicio carte. Ba, ziceam una, Biblia, care este a bunicului meu, dar el stă într-o altă casă cu noi și citesc din când în când în Biblie. Dar voi fi fericit că voi avea prima carte care mi-o dați dumneavoastră despre Avraam Iancu. În zilele noastre, să mai crezi că există copii în Munții Apuseni care au o singură carte